Este ora 16, bine v-am găsit. Volodymyr Zelensky va vorbi luni seară în Parlamentul României. Un discurs pe care unii parlamentari români îl privesc cu ostilitate, poate vă surprinde, dar există un deputat PSD care spune că va părăsi sala când va vorbi liderul ucrainian. E ușor să duci un război din bunker în timp ce poporul tău moare, spune acest deputat, domnul Daniel Ghiță, și în Europa de vest războiul începe să fie văzut oarecum în altă cheie. Germania a început să se plângă că va fi mai săracă din cauza acestui război. Nu e momentul pentru încetarea focului, susține Vladimir Putin, spune asta clar, deschis, unui lider occidental, premierul Italiei, Mario Draghi. Suedia atrage atenția că au existat avioane rusești, atenție, încărcate cu armament nuclear, care au încălcat spațiul aerian suedez. O analiză foarte interesantă pe care o să vă supun astăzi atenției. Putin nu e un rod smintit, e o vulpe șirată, iar ținta sa nu a fost invazia, ci cucerirea resurselor și a bogățiilor Ucrainei. Este o analiză a unui reputat expert canadian în energie, care susține că Putin și-a atins deja obiectivele în Ucraina. Permiteți-mi să le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Fostul ministru al apărării, domnul Gabriel Leș, din partea Partidului Social Democrat, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Leș, vă mulțumesc mult! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! De asemenea, profesorul Cristian Troncotă ni se va alătura în câteva minute. Nu știu dacă avem deja această legătură. Domnule Leș, voi începe cu dumneavoastră pentru că există o poziție fermă din partea unui coleg al dumneavoastră de partid care spune că va părăsi sala în momentul în care va începe să vorbească domnul Zelensky în fața Parlamentului României, o intervenție preconizată pentru luni seară, la începutul săptămânii viitoare. Vă surprinde această atitudine? Nu mă surprinde neapărat această atitudine. Până la urmă, în Partidul Social Democrat întotdeauna ai avut dreptul la opinia personală. Asta este opinia dânsului, a dumneavoastră sale. Am văzut-o și eu în presă, eu nu mai sunt acum în Parlament. Probabil că aș argumentat motivele pentru care nu va fi prezent acolo. Pe de altă parte, președintele Zelensky ne-a obișnuit acum că are un PR extraordinar de bun. Trebuie să recunoaștem acest lucru, mai ales atunci când îl comparăm cu ceea ce a făcut Putin, comunicarea pe care a avut-o Putin în perioada acestui război. Ceea ce se va întâmpla și ce anume se va întâmpla după acest discurs, vom vedea ulterior. Bun, colegul dumneavoastră de partid, domnul Ghiță, pe care de asemenea încercăm să-l auzim în această emisiune, spune că e ușor să duci un război din bunker în timp ce poporul tău moare, a fost un citat postat deja pe Facebook, spune de asemenea că Volodymyr Zelensky este într-o vastă operațiune de PR. Împărtășiți acest punct de vedere? Nu foarte, foarte așa de ferm cum spune colegul meu, având în vedere că totuși departe de mine neapărat să-l apăr pe președintele Zelensky, pentru care și domnia sa anumite lucruri care ar fi trebuit corectate și totuși situația în care este în acest moment Ucraina este una destul de dificilă, dar pe de altă parte este și logic și normal ca președintele să încearcă să-și caute aliați, măcar prin aceste comunicări pe care le face. Pe de altă parte, nu putem să acuzăm, de exemplu, pe Zelensky de lașitate, pentru că este totuși acolo. Știm cu toții că și au circulat informații vis-a-vis de refuzul lui de a părăsi Kievul. Este acolo, lângă armata lui, lângă popor. Alte chestiuni putem să le discutăm, dar din această perspectivă totuși a rămas acolo. Ni s-a alăturat și domnul profesor Cristian Troncotă. Bună ziua, domnule Troncotă, vă mulțumesc! Săruna, doamnă! Aș fi vrut să știu și opinia dumneavoastră despre această reacție care ar putea să nu fie singulară atunci când va vorbi Volodymyr Zelensky în fața parlamentarilor români. Sunt unii care anunță că vor părăsi sala. Am oferit exemplul concret al unui deputat PSD. Vă surprind pe dumneavoastră aceste reacții din partea unor aleși ai României? Nu mă surprind. Pentru că știu foarte bine că în Parlamentul României sunt și mulți oameni politici care împărtășesc idei
naționaliste și evident că acestora nu o să le convină deloc să-l aibă în față pe Zelenski, cel care conduce sau este la, în această funcție de președinte al Ucrainei, Ucraina, care nu acordă, știm foarte bine, aceleași drepturi minorităților, spre exemplu, minoritatea română din Ucraina, până la nivel de 1-4, pot învăța în școli românești, dar școlile lor acolo sunt într-o situație jalnică, iar peste nici pomeneală, liceu, facultăți și așa mai departe. Deci este o mare problemă pentru egalitatea în drepturi. Ori într-o cultură europeană, cum pretinde pe bună dreptate România și toți europenii din Uniunea Europeană, din NATO, care îi sprijină la ora actuală pe ucrainieni, evident că această problemă va rămâne o chestiune pe care trebuie să o rezolve sub angajament în fața tuturor. Deci cred că acesta este principalul motiv pentru care anumiți oameni politici cu convingerile lor, eu cred că nici din rândul UDMR-ului nu vor vota în bloc, pentru că și ei au cam aceleași probleme. Știți foarte bine atitudinea primului ministru al Ungariei, că și el are poziția pe care a avut-o tocmai datorită acestei probleme. Faptul că minoritățile din Ucraina nu se bucură de statut, de acela statut ca și majoritar. Există o informație nouă în această după-amiază, domnule ministru Leș, aeronave Eurofighter Typhoon britanice au aterizat la Mihail Cogălnicianu, vor efectua misiuni de poliție aeriană. E o chestiune uzuală sau face parte din efortul acesta de întărire al flancului de est al NATO despre care tot auzim vorbindu-se? Este o misiune uzuală, pentru că să nu uităm și în perioada în care eram eu ministru, Marea Britanie a trimis prin rotație câte 6 luni de zile avioane pentru poliția aeriană, dar bineînțeles că prezența lor aici este una care încurajează totuși ceea ce se discută în ultima perioadă la nivel NATO, prezența înaintată pe flancul estic, o prezență militară care să oarecum să liniștească în special cetățenii României. Vorbiți despre liniștirea cetățenilor. Suedia semnalează faptul că în spațiul aerian suedez au intrat avioane rusești cu încărcătură nucleară. Ar fi o chestiune gravă, foarte gravă. Cum vi se pare acest anunț, domnule Leș, venit din partea suedezilor? Nu am reușit să văd această știre, dar ca idee, Rusia ne-a obișnuit cu astfel nu vreau să le spun amenințări, doar provocări. Intimidări, provocări, da. Da. Dar faptul că Suedia și partenerii noștri sunt alertați și sunt în misiune de recunoaștere și de prevenire a unor astfel de evenimente, este un lucru bun. De la Rusia, din păcate, ne putem aștepta de la astfel de chestiuni. Știm că au fost și înainte de invadarea Ucrainei tot felul provocări de acest gen pe tot flancul estic al NATO. Da, tentative de depășire a unor linii roșii în scopul intimidării, după cum spun analiștii militari. Domnule Troncotă, într-o întrevedere telefonică, într-o discuție pe care Putin a avut-o cu premierul italian Mario Draghi, liderul de la Kremlin a risipit misterul, ca să spun așa, a spus că focul va continua, că nu este momentul pentru o încetare a focului. Deci, din partea Rusiei, ne putem lua gândul de la un plan de pace. Evident, pentru că Rusia nu și-a atins obiectivul strategic, din punctul meu de vedere, chiar dacă Putin numește această acțiune ca o acțiune specială, este totuși o acțiune militară. Iar în momentul când pornești o astfel de acțiune militară, nu te oprești, tu
cel care ai pornit-o, o oprești doar în momentul în care ți-ai realizat obiectivul strategic. Nu merge să mergi până la jumătate și să te întorci. Nu, mergi, faci eforturi, chiar dacă întâmpini anumite greutăți, este și normal, adversarul îți oferă surprize la fiecare pas în arta militară. Surprizele joacă un rol fundamental, aproape 50% din victorii se datorează surprizelor. Deci Putin nu va renunța atâta timp cât nu și-a realizat obiectivul strategic, iar obiectivul strategic nu a renunțat la el, da? L-a formulat permanent, de militarizare, de nazificare și, evident, împingerea liniei frontului din cele două republici autoproclamate populare, până când această linie a frontului va coincide cu granițele celor două republici. Pentru că asta a fost și rațiunea pentru care a intrat și toată în conflict și toată lumea așa aprecia, toți analiștii militari, domne, în momentul când vor împinge linia frontului din Kops sau în apropiere de frontierele celor două politici, celor două republici, atunci se va opri. El asta și face, dar vedeți, atacat din trei părți. El ce strategie folosește? Lovește cu Iskander-uri din pe uscat, dar pe uscat pe teritoriul Rusiei, vedeți, și plus de asta și cu astfel de rachete din de pe mare. Deci, de ce lovește, să spunem așa, în arta militară, spatele frontului, adică să taie posibilitățile de rocadă și de alimentare a trupelor ucrainiene care ar fi aici în prima linie de contact. Cam asta explică el, așa se explică și din punct de vedere militar. Ceea ce nu se explică din punct de vedere militar și o încălcare fundamentală clară pentru toată lumea a legilor de purtare a războiului, faptul că au fost bombardate obiective civile, școli, spitale, clădiri ale unor instituții, s-au produs pagube imense în rândul populației civile, ceea ce înseamnă o încălcare gravă a Convenției pentru protecția civililor în timpul operațiunilor militare. Nici NATO nu scade vigilența. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune că Rusia nu se retrage, se repoziționează. Ne așteptăm la ofensive suplimentare. Conform informațiilor noastre, unitățile ruse încearcă să-și regrupeze forțele, să se reaprovizioneze, să-și consolideze ofensiva în regiunea Donbass, a spus astăzi secretarul general al NATO, după ce ieri Rusia promisese că în urma negocierilor substanțiale desfășurate cu Ucraina la Istanbul, ar fi urmat să-și diminueze semnificativ activitățile militare, cel puțin în direcția Kievului și a orașului Cernihov. Presiunea se menține în continuare și asupra Kievului și asupra altor orașe. Ne putem aștepta la și mai multă suferință. Bun, acum, domnule Leș, în ceea ce privește planurile strategice ale lui Putin, există astăzi o serie de interpretări noi. O analiză a unui expert în energie canadian subliniază faptul că Putin încearcă să pună mâna pe resursele Ucrainei, pe bogățiile naturale ale acestei țări și nu neapărat să invadeze așa haotic, ci să ajungă în așa fel încât să își consolideze dominația energetică, îmbogățind Rusia și cu resursele ucrainiene. Cum vi se pare acest scenariu? Este un scenariu extrem de posibil. Aș vrea să spun și eu ce spunea și domnul general Troncotă. Eu nu cred că în acest moment Putin a renunțat la continua agresiunea împotriva Ucrainei. Aș vrea să spun că ceea ce trebuia să fie din punctul lor de vedere operațiune fulger, așa de 48 de ore, o incursiune care trebuia să fie la pas de defilare, s-a transformat într-un teren cu nisipuri mișcătoare pentru ei.
Nu putem pune între paranteze eroismul armatei ucrainiene categoric, totuși sunt mai bine de 4 săptămâni de rezistență ucraineană împotriva totuși colosului militar al Federației Ruse, dar nu cred că sunt motive de bucurie foarte mari în acest moment, că Putin nu va renunța la ceea ce dorește să facă acolo. A obținut parte probabil din ceea ce s-a gândit, dar nu suficient și probabil că va continua. Putin nu este un rod smintit, este o vulpe șirată, subliniază acest expert în siguranță energetică din Canada, pe care îl citam puțin mai devreme. Să presupunem doar pentru o clipă că Putin n-a intenționat niciodată să cucerească întreaga Ucraina, că de la bun început țintele sale reale sunt bogățiile energetice din estul Ucrainei, unde se află al doilea cel mai mare zăcământ cunoscut de gaz din Europa după cel al Norvegiei. Care este opinia dumneavoastră, domnule general Troncotă? Da, bine, a ataca o țară liberă, independentă, suverană, recunoscută de sistemul de drept internațional pentru a-i smulge teritorii bogate în resurse înseamnă imperialism, indiferent cum am încercat noi și cât de binevoitori am fi noi să-i vedem calitățile de vulpe și rată ale lui Vladimir Putin. Problema care este la ora actuală, trebuie să formulăm deja, ne permit evenimentele, niște concluzii care nu pot fi contestabile. Prima concluzie este că, din punct de vedere politic, Putin este, pe plan internațional, este compromis total. Eu nu cred că el mai are viitor, în sensul că cineva mai poate să stea de vorbă, să-l primească și să trateze cu el. Din punct de vedere intern... Până una alta, toți liderii europeni, după cum vedeți, îl ascultă. Da. Emmanuel Macron face asta în fiecare zi. Astăzi a vorbit și premierul Italiei, Mario Draghi, cu Vladimir Putin. Practic nu au de ales sau credeți că au de ales? Bine, acum dacă este să privim la rece cifrele fundamentale, noi așa am văzut că ONU deja a publicat niște cifre care ne pun pe gânduri. Eu n-am știut până acum că Statele Unite ale Americii, având în vedere sectorul industrial, producția de avioane de civile și avioane militare, depind 40%, deci 40% de teluriu, un metal foarte important, dur, foarte ușor, folosit în aceste două industrii. Deci ce ne facem, ce se face SUA în condițiile în care Putin, Rusia pune pe lista produselor care vor fi interzise la export teluriu. Da, asta e una. Doi, la fel, tot așa, procentajul este de 42% centralele atomoelectrice americane care depind de uraniu prelucrat care vine din Rusia. Celelalte țări producătoare și de uraniu și de metal care v-am spus că este utilizat în industria aviatică, titan, cum e Japonia, cum e Ucraina, cum e Kazakhstanul sau România, produc în cantități foarte mici. Ei niciodată, aceste țări, nu vor putea să suplinească cantitatea pe care SUA o are. Deci eu cred că în momentul în care Statele Unite a luat decizia, de fapt a aprobat acel pachet de sancțiuni pentru Rusia, eu cred că știa foarte bine slăbiciunile, nu-i așa? Ce ne facem în condițiile în care, într-adevăr, Putin, da, renunță la acțiunea militară, dar zice, domne, eu întrerup și gazele și petrolul către Uniunea Europeană și titanul
aducei uraniu prelucrat pentru SUA. Ce facem în condițiile astea? Da, deci sunt foarte Rusia bune. Va întoarce spatele Europei, lumii și se va uita spre Asia, zona asta, Asia Pacific, care într-adevăr este o zonă în care, care va domina din punct de vedere comercial, industrial, lumea. Adică punctul acesta din Europa se va muta în Asia Pacific. Mai e puțin până atunci, dar vedeți, oamenii își pun astfel de întrebări. Sunt foarte bune întrebările dumneavoastră, mai ales că astăzi, dacă îmi permiteți, am constatat că pentru a doua zi consecutiv rubla nu face decât să crească. Potrivit analiștilor economici, rubla a ajuns la nivelul de dinainte de inflație, ceea ce ne face să întrebăm, domnule Troncotă, ce efect au până la urmă sancțiunile asupra economiei Rusiei. În același context, îl auzeam pe ministrul german al economiei vorbind despre faptul că Germania este și va fi în fiecare zi mai săracă din cauza războiului din Ucraina. Asta categoric, și dacă o spun germanii, cred că au toată credibilitatea. Marea surpriză, sincer vă spun, și am vorbit cu economiști de marcă, problema care este în ce măsură Rusia reușește destul de rapid să își orienteze toate aceste circuite economice de care a fost privată în Europa și în țările occidentale, da, Statele Unite, Canada, spre Asia, de fapt, spre China. Acolo este zona cea mai importantă și vă spun încă o dată, rămân la ideea că între Rusia și China, prin acel tratat de la Shanghai, Shanghai Organization Cooperation din 2007, care este nu numai economic, este și militar, cred că aceste două țări merg la pachet și se vor ajuta. Deci este rândul Chinei să dea un ajutor substanțial Rusiei, nu militar, că deci China nu are armată, e o joacă de copii. Dar din punct de vedere economic poate să-i dea un ajutor extraordinar de mare. Acum nu știm nici ce a discutat Biden cu Xi, cu președintele Chinei, astea rămân în continuare secrete, putem doar bănui, cred că SUA este foarte deranjată de această atitudine a Chinei, sigur de a condamna formal acel război și e normal, China este totuși un membru al Consiliului de Securitate, dar în realitate din punct de vedere economic să sprijine Rusia. Dacă Rusia reușește să rapid să-și reorienteze, cum spuneam, fluxurile economice spre Asia, mai ales că trebuie făcut legătură și anume începând cu 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare un tratat de cooperare economică multilaterală între China, atenție, Japonia și Australia. Deci e clar această zonă Asia-Pacific care va fi dominată de China. Rusia e și ea acolo cu Vladivostok, cu un oraș modernizat. Am înțeles că Putin, de când și-a luat funcția de președinte, tot a investit acolo el și cu prietenii lui din KGB, care joacă niște roluri extraordinar de mari în rândul investitorilor oligarhi. Deci masa de șah este foarte interesantă, piesele sunt aranjate, să vedem cum mută fiecare și care va fi finalul. Noi dorim ca totul să găsească niște formule de așa natură încât să revenim la normal, dar o altă normalitate, că asta înseamnă de fapt schimbarea noi ordini economice și politice mondiale pe care și Rusia și-o dorește. Și o dorește și China și am văzut că nici SUA nu se dă în lături de a analiza și de a accepta altfel de principii în dezvoltarea economică și politică a omenirii.
în epoca globală. După cum spuneam, Germania astăzi spune pe față, războiul ne sărăcește, ne va sărăci și mai mult. Sigur, domnule Leș, este o atitudine pragmatică, știm cu toții, Germania dă dovadă de pragmatism. Există și această punere în balanță, cum îndrăznește o țară bogată ca Germania să se plângă atunci când în Ucraina sunt oameni care sunt supuși masacrelor pe care le fac rușii acolo. Și din nou, o nuanță a ministrului german al economiei care susține evident că noi nu ne putem pune în situația ucrainienilor, dar trebuie să subliniem faptul că nici Europa de vest nu o duce și nu o va duce prea bine din cauza acestui război. Credeți că dacă se coagulează un astfel de curent de luciditate, mai mulți lideri europeni care să spună trebuie să oprim cumva pentru că nu face decât să ne îngroape economic, sunt șanse să se oprească acest război, domnule Leș? Categoric, cartea diplomației nu cred că și-a spus încă ultimul cuvânt și este nevoie de dialog ca să rezolvăm aceste probleme. Bineînțeles, Germania este foarte pragmatică și ne-a obișnuit cu acest lucru de-a lungul timpului, nu doar acum. Însă să nu uităm că totuși nici Rusia, nici Germania nu se pot reorienta foarte, foarte brusc atunci când vorbești, de exemplu, despre gaze, care este una dintre problemele cele mai mari ale Europei de vest. Acolo vorbim de infrastructură cu adevărat critică, specifică, gazoducte, care nu le poți face de azi, mâine, de pe mâine și așa mai departe. Deci astea sunt chestiuni care vor dura foarte mult timp. Dincolo de pragmatismul Germaniei și altor țări, care cred că există și este logic și normal, asta nu înseamnă că cineva poate să justifice agresiunea Rusiei și a lui Vladimir Putin împotriva poporului ucrainean, fără să discutăm neapărat chestiunile de politică și ce anume se întâmplă acolo. Acolo se întâmplă drame reale între civili, între femei, copii și așa mai departe, chestiuni care nu cred că le va accepta nimeni și exact cum spunea și domnul general Trancotă, totuși Putin are o problemă de imagine în acest moment, cel puțin în Europa occidentală și în lumea civilizată. Da, și e foarte interesantă o reacție pe care anumiți lideri de la Kremlin, mă rog, lideri mai mici, ca să spun așa, într-o țară în care liderul e unul singur, astăzi au subliniat faptul că nu l-au mințit pe Vladimir Putin, așa cum spuneau cei din serviciile secrete occidentale. Vladimir Putin nu a fost mințit, Occidentul nu înțelege cum funcționează, care sunt principiile și care sunt valorile reale ale Rusiei. Este doar unul dintre subiectele despre care vom vorbi după o foarte scurtă pauză. Vă spunem și cât a crescut Putin în sondaje în luna martie. Se pare că rușilor le place realmente războiul și l-a urcat pe un soclu și mai mare pe Putin, dacă ar fi să judecăm aceste sondaje preluate de presa occidentală. Așteptăm declarații și din partea ministrului muncii. Marius Budăi s-a întâlnit astăzi cu domnul comisar pentru muncă din partea Comisiei Europene. Vedem în ce măsură Comisia Europeană va permite României să mărească pensiile. Este un subiect de interes. Ne întoarcem în câteva minute. Iubești Paștele? Trăiește Paștele! La Kaufland între 30 martie și 1 aprilie ai mere roșii 1 kg la doar 2,19 lei. Cristin salam săsesc la doar 3,29 lei. Și ca clasic orez bob lung 1 kg la doar 3,49 lei. Kaufland! Să tuzi iarba cu o motocoasă Stil este atât de simplu încât termin imediat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor. Începe sezonul de cosit cu motocoasele Stil, acum și cu acumulator. Vino la distribuitorul tău Stil să vezi întreaga ofertă de produse și promoții. Gingii iritate și dinți sensibili? Două probleme, o soluție. La Calut Activ, protecție gingivală și sensibilitate, reduce sensibilitatea la durere și strânge și întărește gingiile. Efecte vizibile de la prima utilizare. Acum mă pot bucura din plin de lucrurile frumoase din viață. La Calut Activ, protecție gingivală și sensibilitate.
faci un lucru, fă-l cum trebuie. Îți simți ochii iritați sau obosiți? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, picăturile pentru ochii Visic costă doar 29 de lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vrei să ajuți fără să încurci? Poți începe cu set MoProtative Life Height la 89,90 lei și spray universal Mr. Proper la 12,90 lei. Carrefour. Ne încântă frumusețea naturii. Ne place să respirăm un aer curat. Dar această lume e mai fragilă decât pare și e datoria noastră să o păstrăm pentru generațiile viitoare. De aceea trebuie să încetăm să distrugem ce ne oferă bucurie. Viața e mai simplă când nu amestecăm lucrurile. Trăim mai sănătos când nu amestecăm deșeurile. În sectorul 3 colectăm selectiv. Paracinus Penta tratează 5 simptome și luptă împotriva răcelii și gripei. Nu experimenta cu sănătatea ta. Contează pe Paracinus Penta. Bucurie mare! De Paște dăm cărucioare! Vii la Catena pentru tratamentul lunar și poți câștiga unul dintre cele 30.000 de cărucioare. Cum? Simplu! Iei tratamentul, completezi salonul, îl pui în urnă și te pregătești de Paște. Farmacia Inimii. Au susținerea noastră. Apa Nova, apa ta, responsabilitatea noastră. Informație de ultim moment, Putin nu vrea o încetare a focului, nu vrea nici să se întâlnească cu președintele Zelensky. Sunt informații care vin de la premierul italian. Mario Draghi s-a întreținut astăzi telefonic cu Vladimir Putin. Lui i-a făcut Putin aceste confesiuni, dacă le putem spune așa. Domnule profesor Troncotă, Vladimir Putin se bucură de o cotă explozivă de popularitate în rândul populației ruse, judecând după sondajele care au fost preluate de presa occidentală. Cum explicați această bucurie a rușilor în fața războiului? Da, este destul de dificil să explicăm noi care stăm pe margini în comparație cu cei care, să spunem așa, sunt în linia confruntării. Pe de o parte, să știți că există o foarte, foarte mare dezinformare în rândul populației civile din Federația Rusă. Eu am văzut zilele trecute, am fost plecat în Egipt și am văzut atât canale de televiziune ucrainiene, cât și rusești în paralel. Ei, ce am văzut pe aceste canale rusești de dimineață până seara, doar scene cu militari ruși care intră în localități cu flori, sunt întâmpinați de copii, îi ia în brațe, se poartă frumos cu ei. Sunt ferm convins că astfel de scene n-au cum să fie trucate, dar ele au fost filmate în zonele acestea unde enclavele de populație rusă reprezintă majoritate absolută. Totuși ar fi absurd să credem că în momentul acesta în Rusia, în Ucraina, cineva îi primește pe flori, cu flori pe ruși. Evident că este o absurditate, dar pentru zonele acestea rusești, de fapt, este și scopul acestei acțiuni speciale, nu-i așa? Ca să apere populația rusă din cele două republici. Apoi ar mai fi o categorie foarte importantă de ruși care efectiv nu se interesează de politică, la fel ca și în România. Să știți, nu prea se discută
văzut în spațiu public, aici îl avem pe domnul ministru Leș, care sunt ferm convins că are explicațiile domniei sale, dar având în vedere că la noi, ați văzut și la alegeri, este cu mult peste jumătate din populație care e absenteistă, asta înseamnă fie o opțiune politică, fie pur și simplu o populație care nu este interesată absolut de politică. În această categorie intră și o populație destul de importantă care nu se uită la televizor. Eu am foarte mulți prieteni pe aici, noi ne uităm la televizor. Bun, e foarte bine, alegerea voastră. Chestiunea asta este, reprezintă totuși... Îmi cer scuze, vă întrerup o secundă. Ministrul Muncii, Marius Budăi, declarații după întâlnirea cu Comisarul European pe probleme de muncă. Care include, bineînțeles, și alte elemente, cum ar fi încurajarea ocupării forței de muncă, tot ce înseamnă incluziune socială, apărarea locurilor de muncă și, bineînțeles, egalitate între femei și bărbați. Știu că așteptați cu oarecare nerăbdare un răspuns la o anumită întrebare pe care eu o cer de foarte mult timp, dar o să las acest lucru în seama domnului comisar și o să dau dumnealui cuvântul și am să vă rog, după ce o să vorbească dumnealui, după ce o să mai spun și eu ceva, să adresați domnului comisar și vă rog să vă concentrați doar 3 întrebări, pentru că are o altă activitate cu organizațiile a orașelor din România. Vă rog, domnule comisar. Well, thank you. Mulțumesc foarte mult. Am avut într-adevăr o discuție destul de amănunțită privind soluțiile socioeconomice și situația cu refugiații din România. Cred că mi-am exprimat recunoștința Comisiei și puternică apreciere a Comisiei pentru ceea ce face guvernul român și populația României pentru acești refugiați. România s-a confruntat cu o sosire masivă a unui număr mare de oameni din Ucraina care au fost goniți de război. Cred că felul în care a fost gestionată această situație este de-a dreptul remarcabilă. Nu pot decât din nou să vă mulțumesc dumneavoastră, guvernului și populației României. Cred că ceea ce este important acum este faptul că ne concentrăm pe dimensiunea socială foarte activ, în mod foarte activ, cu aspecte precum crearea de forțe de muncă. Eu cred oricum că România este foarte ambițioasă în ceea ce privește țintele de angajare. Da. Comisarul European pe probleme de muncă, aflat la București, la finalul unei întrevederi cu ministrul Muncii, Marius Budăi, este mare interes legat de chestiunea pensiilor, pentru că aici la București s-a spus că e nevoie de avizul Comisiei Europene pentru a exista un plan de mărire a pensiilor în faimosul deja PNRR. Vom vedea care este poziția Comisiei Europene, în mod oficial nu va comunica domnul Budăi. Ne întoarcem însă la discuția noastră de mai devreme. Vă spuneam, informația momentului vine de la Roma, acolo unde premierul italian Mario Draghi spune că Vladimir Putin i-a spus cât se poate de clar că nu va înceta focul și că nu are de gând să se întâlnească cu Zelenski. Vladimir Putin, căruia războiul îi vine ca o mănușă, dacă e să ne gândim la sondajele care apar la Moscova și care au fost preluate astăzi de presa occidentală, 83% dintre rușii intervievați în cadrul acestui sondaj susțin că Putin face treabă bună cu acest război. Ni s-a alăturat sociologul Vladimir Ionaș. Bună ziua, Vladimir Ionaș, mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Încercam să decriptăm acest entuziasm al rușilor pentru războiul din Ucraina. Există vreo explicație legată de particularitatea marțială a acestui război? Nu cred că există vreo particularitate și nici nu e o surpriză. Dacă ne uităm pe toate datele din timpul ultimelor confruntări la care a participat Federația Rusă sub conducerea Vladimir Putin, dacă ne uităm la momentul în care Vladimir Putin a venit la putere și primul lucru pe care l-a făcut a fost să războie din ce în
Cecenia, observăm că populația din Federația Rusă așteaptă astfel de lucruri și susține astfel de lucruri. Deci nu cred că e o surpriză. Încă de la începutul războiului, toate sondajele, indiferent de casele pe care le-au făcut rusești sau din afara Federației Rusă, au arătat același lucru, o susținere uriașă în rândul populației pentru Vladimir Putin și pentru administrația sa. Evident că putem să ne închipuim, să facem corelații cu răspunsurile de la alte întrebări în care cei mai mulți cetățeni spun că se tem de actuala conducere a Federației Ruse și să ne gândim că răspunsurile sunt conforme și nu 80% susțin. Dar cred că este clar pentru toată lumea, dacă ne uităm la cum evoluează lucrurile, că cea mai mare parte a societății, poate nu 80%, dar peste 50%, susține o astfel de acțiune a Federației Ruse, a Armatei Federației Ruse. Domnule Leș, acum că știm în mod clar care este planul lui Vladimir Putin și nu avem motive să credem că premierul Italiei transmite altceva decât ceea ce a auzit de la liderul de la Kremlin, ne putem aștepta și la niște schimbări de tactică, de strategie din partea lui Putin? Care ar fi așteptările NATO în acest moment, în opinia dumneavoastră? La fel am spus și noi în cadrul emisiunii dumneavoastră și eu și domnul general Troncotă, și anume că Putin nu se retrage, ci doar se repliază probabil și nu va opri ostilitățile în Ucraina, din păcate, fără să fie cu posibilitatea să vorbim cu Vladimir Putin. Din păcate, astea sunt chestiunile pe care le trăim azi. Vis-a-vis de sondajele care îl dau pe Vladimir Putin foarte mare câștigător în Rusia, dacă îmi permiteți să vă spun doar o... Și îmi cer scuze, mă întorc la dumneavoastră, revenim la Marius Budei, are un anunț important de făcut. Foarte important și așa trebuie să fie. Și susținem acest lucru. Însă sustenabilitate unui sistem de pensii din România, atâta timp cât noi avem peste 4 milioane de cetățeni, între 45 milioane de cetățeni români, care au fost pregătiți de România și care contribuie la PIB-urile altor state din Europa, este un motiv extrem de important să solicităm flexibilizare. Și vom obține de la Comisia Europeană această flexibilizare. De asemenea, cum a spus și domnul comisar, acel an 2070, nu știm de ce a fost trecut acolo, pentru că în situația de acum 2 ani de zile, cum discutam mai devreme, nu știam că vom avea această pandemie de COVID. La ultima noastră întâlnire de la Paris și de la Bordeaux, nu știam că vom avea războiul din Ucraina. Deci aceste lucruri clar vor fi flexibilizate. Nu spun că mâine intrăm în negociere și gata, o terminăm, dar trebuie să combinăm această asistență a Băncii Mondiale asupra sistemului sau asupra reformei sistemului de pensii cu flexibilizarea acestui procent și să demonstrăm, de ce nu, și vom demonstra în continuare în discuțiile pe care le vom avea cu Comisia Europeană, de ce nu ne putem încadra în acel procent și de ce nu trebuie, că până la urmă asta este esența Uniunii Europene, să luptăm, așa a spus și domnul comisar, să luptăm împotriva sărăciei. Și vom lupta, și eu personal, când voi fi ministru, voi lupta și nu voi semna nicio reformă. Sunt de acord și susțin, și am spus și domnului comisar, orice reformă o susțin care să vină în binele statului român și care să se ralieze la tot ceea ce înseamnă prevederile din tratatele Uniunii Europene și... Noi suntem profund atașați acestui proiect european, dar nu o să semnez niciodată o reformă care să mențină sau să ducă la sărăcia cetățenilor români. Asta i-am transmis domnului comisar și cu asta voi merge în continuare la orice discuție, susținând și muncind alături de domnul comisar, și am obținut sprijinul dumnealui și pentru încurajarea ocupării și pentru măsurile de încurajare a ocupării care să facă parte din următorul cadru financiar multianual, dar eu nu o să semnez niciodată o reformă care să îi țină săraci pe cetățenii români. Vă rog pentru domnul comisar maxim 3 întrebări să-și poată continua activitatea pe care o are în România. Ministrul Muncii Marius Budăi, referindu-se în termeni foarte categorici la condițiile unei reforme care, citez, ar putea să ducă la sărăcirea românilor, la sărăcia românilor, nu voi semna niciodată o astfel de reformă, spune ministrul Muncii. Știți și dumneavoastră,
s-a cerut de mai multe ori demisia lui Marius Budăi, care a discutat despre tema aceasta a pensiilor ca fiind una cu potențial renegociabil alături de partenerii din Comisia Europeană. S-a cerut demisia lui Budăi pentru că nu s-a consultat cu partenerii din coaliție. Există voci care spun că PNRR nu mai poate fi negociat în acest moment, că este prea târziu. Marius Budăi spune nu a existat atunci când a fost stabilit PNRR-ul nici ideea războiului din Ucraina, nici a altor evenimente care să ducă la nevoia de austeritate, cea despre care vorbim acum după război. Aș vrea să știu opinia lui Vladimir Ionaș, dacă mai este în legătură directă cu noi, despre această poziție a lui Marius Budăi, pentru că e foarte interesantă, Vladimir Ionaș. Spuneam, mi s-a cerut capul de mai multe ori. Iată, aici, la București, în fața Comisarului European pentru Probleme de Muncă, Marius Budăi rămâne ferm. El crede că se pot renegocia pensiile în cadrul PNRR și mai spune că nu va semna o reformă care să ducă la sărăcia românilor. Nu cred că mai avem această legătură directă. Poate domnul Leș, care este în continuare alături de noi? Dacă îmi permiteți, aș vrea să-l felicit pentru poziția foarte fermă a ministrului Muncii, fostul meu coleg, domnul Budăi, pentru că nu poți discuta în condițiile actuale, după o pandemie care ne-a afectat pe toți, după acest război care ne afectează și încă ne va afecta probabil economia, pentru că suntem vecini cei mai apropiați, avem 650 de kilometri de graniță cu Ucraina. Nu pot să zic astăzi că nu mă interesează de cetățenii României când avem o criză energetică atât de adâncă și sunt mare parte a populației care nu își permit astăzi să-și plătească facturile la energie. E o poziție extrem de fermă și de bună a domnului ministru și dați-mi voie să-l felicit. Vis-a-vis de... Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai rămânem puțin la acest subiect, pentru că este unul care ne interesează. Vladimir Ionaș, care a venit în legătură directă, ne auzim, Vladimir Ionaș? Bun, perfect. Chestiunea aceasta a subvențiilor pe care guvernul s-a temut să le dea fără acordul Comisiei Europene, a unui aviz pentru o posibilă mărire a pensiilor, aviz din partea Comisiei Europene, pare că își poate găsi răspunsurile astăzi, odată cu vizita comisarului pe probleme de muncă al Comisiei Europene la București. Cum ți se pare poziția lui Marius Budăi? Ce să înțelegem din asta? Este Comisia Europeană deschisă la o intervenție din partea statului pentru creșterea nivelului de trai? Eu cred că ministrul Muncii a avut un dialog cu reprezentanții Comisiei înainte de a lua o astfel de decizie. Nu cred, sau a propune astfel de măsuri, nu cred că a făcut propunerile fără să aibă cel puțin un ok de principiu. Deci, din punctul meu de vedere, cred că nu ar trebui să avem o reacție negativă din partea Comisiei Europene referitoare la acest ajutor care, până la urmă, pe care guvernul vrea să-l ofere cetățenilor. Trebuie să înțeleagă că în România, spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană, există un procent important al populației care trăiește sub riscul de sărăcie și atunci este nevoie de intervenția statului acolo. De aceea cred că, eu repet, eu cred că ministrul Muncii a avut un dialog pe subiect, nu a făcut propuneri care să nu fie bazate pe un acord de principiu al Comisiei. Domnule profesor Troncotă, vorbeam la începutul acestei emisiuni despre faptul că ministrul german al economiei spune fără falsă pudoare, suntem deja mai săraci de când a început războiul și există riscul să sărăcim și mai mult. Vorbea evident în numele Germaniei. Germania care a luat niște măsuri concrete pentru a-și proteja cetățenii în fața ultimelor evenimente. Asta s-a întâmplat și în Ungaria, unde am asistat la o plafonare a prețului combustibilului. În Franța, unde s-au dat ajutoare pentru încălzire, totul pentru a îi sprijini pe oameni în fața acestui tsunami economic. Iată, noi trebuie să luăm avizul de la Comisia Europeană. Da, bun. Acum, în legătură cu Germania, păi nu, de la Germania a plecat
tot conflictul ăsta, pentru că Germania a fost statul care l-a încurajat pe Putin și chiar pe vremea cancelarului Schröder, nu-i așa? El, țin eu minte că el a fost cel care a semnat acest proiect gigantic pentru Nord Stream 2, nu-i așa? Deci era un proiect mare, o strategie pe termen lung și în momentul în care urma să fie finalizată, să nu uităm că Biden a fost cel care a zis stop, pentru că în acest caz Europa va depinde foarte mult de petrolul și de gazele rusești. Și de aici ați văzut acest mic bulgăre, a căzut și a dat într-un astfel de conflict. Eu sunt ferm convins că de acolo a plecat. Deci eu nu văd niciun fel de problemă din punct de vedere al principiilor democratice pentru Europa, pentru țările europene, ca să ia 40% din materiile prime din Rusia. În momentul în care vrei să scoți Rusia de la acest sistem economic, în momentul ăla parcă nu mai avem principiile unui sistem democratic, ci principii exclusiviste, care ne aduce aminte, evident, de tot felul de alte momente neplăcute din istoria europeană. Da, vă mulțumesc mult tuturor pentru participarea la această discuție. Ne întoarcem de la ora 17. Astăzi ar fi trebuit să avem o concluzie în ceea ce privește chestiunea aceasta a distribuirii pastilelor de iod prin intermediul medicilor de familie. Surpriză, nu s-a ajuns la niciun fel de acord între ministrul muncii și ministrul sănătății și medicii de familie. Medicii de familie spun că nu vor să fie împovărați și cu aceste pastile de iod. Ce se va întâmpla cu aceste pastile până la urmă? Cum vor ajunge ele către populație? Este doar unul dintre subiectele de la ora 17. Rămânem împreună!